Discuțiile despre purtarea uniformei școlare sau cel puțin al unicității hainelor apar la fiecare început de an. Părinții și elevii au păreri diferite la acest capitol, însă profesorii susțin că uniforma ar disciplina mai mult elevii, dar și ar pregăti pentru purtarea hainelor identice la un eventual loc de muncă. Unii elevi ai clasei a noua din liceul teoretic Matei Basarab au decis că e mai frumos când clasa se deosebește de celelalte și au trecut de la vorbe la fapte. Astfel, câteva fete și-au procurat ei pentru a le purta în fiecare zi la școală. Desigur, mi-am luat și eu una. Și ar trebui să cunoaștem că există un dress code în vestimentația noastră. De aceea noi ne folosim toată creativitatea pentru a arăta cât mai bine. Însă să aflăm cum ar trebui să arate elevii din perspectiva profesorilor. Consider că un elev ar trebui să fie îmbrăcat decent. Și dacă este posibil chiar alb-negru, pentru că în ultimul timp persistă această modalitate ca fiecare să fie îmbrăcat divers, începând de la o formă sportivă până la blugi care nu sunt adecvați pentru liceu. Aceste tendințe de a arăta cât mai extravagant la școală sunt deja condamnate de unii elevi. Ei cred că ar trebui să vină la școală îmbrăcați modest și curat. Elevii la școală trebuie să se îmbrace în haine curate și să nu fie murdare și rupte. Elevii ar trebui să se îmbrace adecvat orelor și mai ales când au câte 6-7 ore să le fie comod. Elevii trebuie să se îmbrace pentru școală adecvat, în haine frumoase, curate, desigur, și nu prea vulgare. Cum ar trebui să se îmbrace elevii la școală? Consider că elevii la școală trebuie să se îmbrace decent și hainele trebuie să fie mereu îngrijite și curate pentru a nu deranja pe cei din jur. Elevii intervievați de echipa noastră sunt din diverse clase și de păreri diferite în ceea ce ține purtarea uniformei școlare. Desigur, au și argumentele lor. Da, eu sunt pentru uniforma școlară, deoarece mie foarte tare îmi place așa uniformă și elevii se vor simți că chiar sunt elevi adevărați. Nu pentru că este incomod, ci este prea strâns și nu poți să mergi cum trebuie și nu este comod deloc. Sigur că da, pentru că toți elevii din școală sunt îmbrăcați frumos, în uniformă, arată mai frumos și mai adecvat. Ești pentru uniformă școlară? Nu. Deoarece noi nu suntem obișnuiți cu aceste vestimentații. Sigur că sunt pentru uniformă școlară, deoarece atunci când elevii arată la fel, este și mai frumos de privit. Nu sunt pentru uniformă școlară, deoarece nu este cam comod și să îmbli în fiecare zi în aceleași haine este neplăcut. Clase diferite, păreri diferite. Însă toți au rămas surprinși să vadă unicitate în hainele fetelor din clasa a noua. Deocamdată nu este decis la nivel de republică purtarea unei uniforme școlare unice. De aceea fiecare instituție găsește o cale optimă de rezolvare a problemei.